Am spus prin urmare că în acest tutorial urmează să facem aceste linkuri pentru paginile de site info când facem click, deci trebuie să creăm rutele, să creăm o vedere specială pentru page info, iar după aceea vom începe să mai cosmetizăm acest header și așa mai departe. Venim aici unde avem rutele pentru pagina categoriei site info, am făcut pentru categorii info și acum haideți să facem ruta, o dublăm și să facem pages info, ruta pentru pagini pages info, și aici bineînțeles vom avea și un vom avea un argument dinamic, cum avem așa, și va fi page slug. Da? Acesta este modelul nostru, page slug, deci vom accesa respectivul link prin slug-ul paginii. Salvăm. Aici, bineînțeles, vom denumi altfel funcția și vom numi pages info. Page info, de fapt, că mi-afișează una singură. Page info și aici, bineînțeles, page info. Așa, deci vom lua cu copii numele funcției, haideți să închid și mergem frumos în page controllerul nostru. Iar aici, la sfârșit, începem să scriem. Deci, public, să scriem respectiva funcție. Public function page info și vom avea modelul page, $page. Deci, ne găsește automat, folosim implicit binding. Și, bineînțeles, vom avea un return view pe care urmează să-l facem, with page $page, da? Care ne vine direct din argumentul funcției. Control-S. Acum urmează să facem această vedere. Deci trebuie să mergem puțin în vedere. Deci admin nu ne interesează, în front. Partials, front, articles, avem article single și vom face un article info. New file, article info.blade.php. Vom lua la început și vom cu article list, dar nu vreau să văd unde am article. Aici am făcut un partials. Move, da, nu știam de ce mi-apare în articles list. Deci am article blade. Voi lua cu copy Ctrl-C și voi pune în Ctrl-V, bineînțeles. If is set așa, deci all articles. Deci aici nu article single. Da, am copiat greșit, aceasta este, mă miram și eu. Article single. Da. Control A. Și mă duc, bineînțeles, în article info, pentru că aici se vede, am niște liste, am niște titluri dinamice, ceea ce nu e cazul. Control. Ce nu s-a copiat? Ia să vedem, article single. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Acum mai bine. Închidem aici ca să vedem. Și deci aici front template, trimitem metatagurile metatitle. Aici includem și Magnifix, pop-up Magnifix CSS foarte bine, pentru că putem să avem galerii foto și chiar o să avem. Și acum mai trebuie doar să vedem cum
cum afișăm. Dar mai întâi să vedem cum arată. Deci, control S și haideți să facem linkurile și în vederea de categorii. Deci la categorii info, aici am zis că vrem să punem pe imagine un tag A, deci ahref, da, să punem și un title click pentru a viziona articolul, închidem și închidem aici, control S. De fapt, o să-l pun în afara div-ului. Control, deci control X, ca să pot să fac mai ușor click, să nu trească să mă duc efectiv pe imagine. Așa, control S. Haideți să, și aici să vedem href-ul care va fi. Deci route. Page info și cu argumentul $page slug. Da? Control S. Haideți să vedem. Dăm un refresh la pagină, bineînțeles, și acum vedeți că avem link-ul aici, se vede în partea jos dreaptă când trecem cu mouse-ul peste acest div, că avem Cites Page Info și, bineînțeles, respectivul Slug. Facem un click. Memetol Factory with Do Not Exist. Deci am o eroare. Bineînțeles, am uitat aici în Return View să pun și numele vederii. Și deci avem Front, Article Info, Control S. Ne întoarcem înapoi, dăm un F5, deși nu mai era chiar nevoie. Haideți să facem un click acum. Deci acum avem publisher, da, fiind pagine publice, deci trebuie să modificăm puțin vederea. Vedeți, avem aici Published at, formatăm, pentru că noi nu vom mai avea acum aceea, am putea să punem created, haideți să vedem. Deci trebuie adaptată puțin vederea. Deci aici, dacă vrem, da, nu o să-l mai punem. Autor name, toate astea, bineînțeles că nu le mai punem. Public pages, deci asta div-ul class metal scoatem, nici nu avem nevoie. Control S. Asta cu public photo, da. Se lasă tot, title, description, render, photo title, aici categorii fade, aici categorii, bineînțeles, da, asta putem să lăsăm cu categorii slug, să mă trimită înapoi la pagină din categorii, page presentation, page meta description, page title, page subtitle, page presentation, aici am această imagine, da? Deci acum ar trebui să fie bine. Dăm un refresh la pagină și, bineînțeles, acum mi-apar pozele. Văd că Web Design Contact are și niște pozulițe. Probabil le avea și n-am văzut. Bineînțeles, putem să intrăm să verificăm chestia asta. Deci info web design, ne puteți, nu are, văd, în schimb, presentation aici, dar bineînțeles că vom schimba tot. Aici nu mai vrem să apară așa, vrem, are un conținut. Deci haideți să vedem cum arată Contact Us. Și pentru că vedem aici, n-ar fi o idee rea să facem și pentru backend, pentru administrație, aici avem all page, publishers draft, dar să punem și info pages sau așa, ca să ne ducă direct, să nu mai stăm să căutăm categoria și să dau aici, să am direct în meniu pages, să le am pe acestea, deci vreau să văd unde am contact as, deci aici avem site web design contact, ia să vedem dacă are galerie foto. Da, și o vedem că are, deci ni le afișează cele 7 pagini, cele 7 fotografii și astea, probabil una nu este publică,
Ia să vedem că ne afișează doar 6. Da, vedeți că aceasta nu este imagine publică, deci putem să o scoatem, putem să o adăugăm, putem să o scoatem, le lăsăm deocamdată pe astea 6 și haideți să ne întoarcem. O edităm puțin, deci Info Web Design. Aici, deci avem la Presentation, am putea să facem un tabel. Să zicem, inserăm un tabel cu 3 coloane, 2 coloane, with nu știu ce, hai să ștergem și asta. Deci table headers none, border size now, alignment left, ok. Bineînțeles, haideți să-i dăm source. Aici table align save, deci o să-i dăm un class table. Class egal table și punem și noi aici, să zicem, pe primul rând adresă, iar după aceea vom pune, deci acesta e rândul întâi, deci avem 3 rânduri cu 2 coloane. Da, deci adresa, să zicem, București, strada programatorilor, numărul 10. Așa, aici, să zicem, telefon mobil 07, așa, punem și noi ceva acolo și adresa e-mail, da? Și punem web rond design.ro. Punem și noi așa. Deci micșorăm acum, aceasta este. Salvăm. Update article, să vedem cum ne arată. Le facem un refresh, da? Și avem acum frumos un tabel info design. Bineînțeles, aici o să mai modific. Deci o să pun 6 cu 6, o să pun formularul de contact, prezentarea aici, eventual excerptul deasupra, pozele, conținutul, mă rog, ne aranjăm cum vrem. Deci putem să folosim orice vrem în codul HTML, important e că avem toate datele, vedeți că avem și aici o să mai pun, deci, site contact și formularul o să-l punem. Dar să vedem, deci acum la ora actuală merg site info, deci pentru oricare fac un click pe poza am respectiva pagina afișată. Deci pot să o fac cum vreau eu. După aceea o să vedem care e soluția cea mai bună și ce mai vreau aici să mai facem în acest tutorial, să mai facem pagina de direct info pages. Haideți să vedem. Deci pentru a face acest link lateral, trebuie să vedem în pages unde avem noi sus categoriile for page count, new article, aici avem, deci for each category, as category, da? Noi avem linkul respectivei categorii, route admin pages și categorii categoria ID. Deci eu acest link trebuie să-l iau, deci această rută de fapt, și bineînțeles ca text voi pune Ctrl C, deci haideți să îl iau cu totul. Vedem imediat, Ctrl-C, linia, iar aici mai sus o să o pun în felul următor, o să pun info pages, o simplă greșeală, și acum în loc de categorii ID, dollar categorii ID aici sus, o să pun config de custom info, infocat, Ctrl-S. Deci acum totul e bine. Dăm un refresh acum la pagină și ar trebui să
Aici, pardon, să dăm un refresh la în pagina noastră și acum am pages, am info pages, da? Și mi-apare exact paginile mele din categoria info. Deci când dau un pages, ar trebui să-l scot pe ăsta de tot, că nu. Dar am zis că poate mai folosesc codul HTML, deci info pages. Da? Aș mai putea să-i mai pun vreun buton pe vreundeva, pe aici, pe sus sau așa mai departe, dar aici. Deci imediat poți să accesezi paginile informative ale site-ului. Și pentru tutorialul următor urmează să mai aranjăm aici și să introducem formularul de contact și atât în pagini cât și vreau să-l introducem și aici în categoria principală. Să o afișăm și pe aceasta altfel, astfel încât să putem avea și un formular de contact aici. Deci să le punem pe toate într-o parte, un formular de contact în partea stângă, iar aici, de asemenea, când vom intra cumva, să avem într-o parte datele noastre pe care le avem și, pe de altă parte, aici să avem un formular de contact. Ok.